prima repriză a partidei dintre Steaua și ASEA Târgu Mureș din ultima etapă a sezonului regulat a curs spre poarta mureșenilor fără rezultat pe tabela de marcaj. Alibec a avut șansa golului din penalti, însă șutul de la punctul cu vară atacantului Stelei s-a dus pe lângă. În partea a doua a confruntării de pe Național Arena, ASEA a pus în pericol buturile apărate de fostul jucător al ASEA-ului, Edi Stăncioiu. Ocaziile s-au concretizat în cele din urmă, iar ASEA deschide scorul în urma unui penalti obținut de Sin. Jucătorul mureșenilor a fost trântit în careu de Iacolici, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Marius Constantin execută și ASEA era aproape de un rezultat uriaș, însă avantajul ASEA-ului nu a durat decât 8 minute. Noua achiziție a Stelei, Edi Gnoiere, aduce egalarea după un șut fără speranțe pentru Eduard Pap. Până la final, golkeeperul mureșenilor a închis poarta și meciul s-a încheiat la egalitate 1-1. În condițiile în care am reușit să înscriem primul gol de când sunt eu antrenor aici, normal că sunt mulțumit. Jucătorii au încercat să pună în practică ce le-am spus, dacă aveam șansă puteam să plecăm cu cele 3 puncte, dar e un rezultat echilibrat. A fost un meci frumos, zic că avem șanse în play-out, am încercat să presăm sus, să nu-i lăsăm să-și facă jocul. Mi-a plăcut mai mult cum a jucat echipa mea decât Steaua, a declarat Ilie Stan, antrenorul ASEA-ului la sfârșitul partidei. După acest meci, ASEA rămâne pe ultimul loc al clasamentului Ligii 1 și se va lupta pentru salvarea de la retrogradare în cele 14 etape rămase până la finalul play-out-ului.